Aleșii locali trebuie să respecte articolul 87-92 din legea 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței, exercitarea demnităților funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și săptămânarea corupției și a 227 și 228 în compatibilități la aleșilor locali și conflictul de interese din 1957-2003. Declară ședința închisă. Dacă ați declarat închis, am și o dedicație din partea electoratului comunei. Domnul primar, vă rog ca începând din acest moment, acest tablou, să-l păstrați pe biroul dumneavoastră în întregul mandat, pentru că reprezintă o luptă pe care dumneavoastră ați câștigat-o, să fiți sănătos și să vă dea Dumnezeu multă sănătate și să duceți cu bine, să duceți spre mai departe dezvoltarea acestei localități. Să fiți sănătos! Este una dintre caricaturile care în urmă cu 8 ani avea o altă formă, acum și-a revenit la normalitate. Cei de jos erau sus, da. Cei de jos erau sus, acum e invers. Gata, cu ironiile cred că s-au terminat. Da. Domnule reprezentant al prefectului, domnule Oancea, primar drag Alex Vasile, domnilor consilieri, dragi invitați, prieteni dragi, azi un moment istoric pentru Comuna Vrădiștea. Am spus-o și când ne-am întâlnit de ziua domnului candidat la timpul la Vasile Matei, am spus un singur lucru. Cine merge în echipă cu Iliuță și cu el, bravo, va câștiga. Am câștigat. Proiectele Comunei Grejdea sunt și proiectele județului Călăraș. Împreună vom reuși. Și alte proiecte. Felicitări pentru mandate, suntem prezenți. Hai să facem o poză de lucru consilierii locali.